Delegația României, care a concurat la Jocurile Mondiale Militare de la Wuhan, a fost felicitată și premiată la Ministerul Apărării Naționale de către general locotenentul Daniel Petrescu, locțitorul șefului statului major al MAPN, iar celor 9 sportivi care au adus medalii le-au oferit câte o plachetă. A fost un concurs foarte bun, mă bucură faptul că am concurat cu adversari de valoare și am reușit să mă impun. Cum am făcut-o și la Mondiale, am concurat cu Piotr Malachowski. Este un om de nota 10 și în același timp campion olimpic, campion mondial și am reușit din nou să mă impun în fața lui, lucru care mă bucură foarte mult. A fost o experiență frumoasă, un concurs reușit, este o medalie care confirmă pregătirea până în momentul de față. Sper ca și la competițiile pentru calificarea la Jocurile Olimpice să obțin medalii. Pentru mine este chiar a treia ediție la care particip din cele 7. M-am bucurat că am putut să urc pe podium și să-mi aduc aportul în zestrea de medalia Clubului Steaua și a Ministerului Apărării Naționale. Orice competiție militară are o emoție aparte, trebuie să recunosc acest lucru și mă bucur că pot fi parte din această echipă. Mă bucur că atât eu cât și colegii mei am reușit să obțin rezultate deosebite și sperăm ca și la următoarea ediție să ne prezentăm la fel de bine. La ediția 7 a Jocurilor Mondiale Militare de la Wuhan, competiție care se desfășoară după formatul Jocurilor Olimpice de vară, România a cucerit 9 medalii, una de aur, 4 de argint și 4 de bronz. În clasamentul pe medalii, țara noastră s-a clasat pe locul 23 din 108 națiuni participante. Concursul a fost foarte puternic, am dat tot ce am putut din mine, am zis că acum sau niciodată. Medalia reprezintă pentru mine o ambiție, ca pe viitor să muncesc cât mai mult și să cuceresc medalia de aur. Medalia pentru mine reprezintă o realizare foarte mare, în primul rând, pe plan profesional. Vreau să ajung cât mai sus, vreau să ajung la Olimpiade. A fost o experiență unică, a fost o competiție foarte frumoasă și mă bucur că am reușit să aduc această medalie pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua și pentru România totodată.